cântați melodia asta. O, mama, poate simți supărarea la copii când mă supără ceva. Of, prima simte mama mea. Nimeni pe lume nu ține mai mult ca mama la tine. Căci cuvântul... Aoarde, va! Mariana! Aoarde! Haideți, doamna Mariana, haideți că vă așteptă musafirii! Haideți un pic mai aproape! La mulți ani! Noi suntem echipa surprize la domiciliu și astăzi e de ziua dumneavoastră, cineva care vă iubește mult a vrut să vă fac o surpriză, o zi frumoasă. Bănuiți cumva cine ar putea fi? Doamnă, nu știu nimic. Copii am mulți, dar... Câți oameni? Ia să vedem. Cât de bogată sunteți? Am 6. Am înțeles. 6 copii aici, aproape și cu dumneavoastră? 20-30. Aveți nepoți alături de dumneavoastră? Da, da. Nu mă așteptam. Și deci din copii nu puteți să alegeți un nume. Cine să fie așa mai apropiat de dumneavoastră, poate, sau care să gândească mai mult? Toți sunt mâncați aspect, toți copiii mă, sunt la mine și eu la ei. Copiii ca ai mei. Și totuși, să știți că noi am vorbit cu un domn. Mai în vârstă așa să fie domnul? Soț. Soțul? Hai, eu știu. Băiatul. Am 3 băieți, 3 fete, adică asta e cu mine. Dar eu știu de la cine e, de la băieți. Avem aici o floricică pentru dumneavoastră, baloane să vă jucați, un torduleț cu multă dragoste și, într-adevăr, copiii sunt. Dar haideți să vedem care. Că dacă aveți atât de mulți, să avem decât un nume aici în felicitare, să avem mai multe. Să știți că eu daruri mai am pentru dumneavoastră. Că dacă spuneți că sunteți așa mămică bogată, cu atâția copii, fiecare din ei au vrut să contribuie și de ceva, dar o să revin pe rând cu fiecare dintre lucruri. Până atunci, o să vă citesc câteva rânduri. Să vedem cine e la final. Dragii mei, ia, haideți să lăsăm ăștia lui bunii, așa, și imediat vă aduc eu, da? Ca să nu vă certați voi, vă aduc eu baloane multe, multe, multe să vă distrați astăzi. Multe! Multe, bravo! Dar nu-mi spun să arăt, ha? Păi, bun, așa? Păi și doamna, până la urmă, noi cu unul singur am vorbit. Cine e acela cu care am vorbit noi? Sau aceea? Știu că nu te ascult. Și știu și cât de mult te doare, când urlu și te cam insult, dar inima mea este mare. Mama a mea vei fi mereu și jur că te iubesc nespus. Mereu mă ajuți când dau de greu, chiar dacă eu nu ți-aș fi spus. Cu toate astea, mama mea, să știi că eu îmi cer iertare. Ești unica în viața mea ce îmi dă... Mie alinare. Cu mult drag din partea... Stop. Din partea cui, doamnă? Florin, băieților și a soțului avem aici, din partea tuturor băieților. Avem aici și un tablou cu câteva poze pentru dumneavoastră. Avem pregătită și o melodie. De fapt, avem pregătită două melodii. Da. Da. Draga mea, mai ajuns tu? Un pic? Da, și lor, dar... Nu mă așteptam. De aceea suntem și noi aici să vă aducem un zâmbet de departe. Chiar dacă nu vă pot fi alături aici, dumneavoastră văd că aveți o armată aici pe care trebuie să... Mi-e drag să trăiesc lângă ei. Să vă țină Dumnezeu sănătoasă să-i puteți ajuta în continuare. Și pe ei să-i creșteți la fel cum ați făcut. Bun, da. Da, tu nu prea păpași de dimineață, un pic mai tare, nu se poate. E mai frumoasă, e mai...
Gândul lume și ascultați melodia asta. O, mama, poate simți la doamnă. Așa și dai și un pupic. Hai. Hai și un pupic și o îmbrățișare de soacră noră. Lele, lele, lele. Și soțul să contribuie acolo cu ceva și avem câteva cuvinte și din partea lui. Care? Mi-a
întorc telefonul către dumneavoastră. Domnul soț, și dragostea unde a fost? Ce? Bun, păi și tot nu spus sărăți. Spusă că o iubește. Hai să vă auzim. Nu spus sărăți și mie nimic. Nimic nu spus sărăți. Mulțumesc la fel și voi să trăiți 200 de ani. Să vă dea Dumnezeu sănătate, fericire. Și voi, și voi, vă mulțumesc frumos din suflet. Să fiți sănătoși. La mulți ani. Dar nu prea mâncarăți. La mulți ani. Dar nu mâncarăți de... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, doamna. La mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Haideți tare! Haideți tare! Cine să trăiască la mulți ani! Doamna Mariana să trăiască și familia întreagă să o iubească! Haideți cu dorința aceea în gând și suflați tare în mânări! Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiască! Doamna, și cum vă simțiți la cei 41 împliniți și demonstrați azi? Păi dacă nu strigară destul de tare să rămână 36. Foarte bine, foarte sănătoasă, tare. Bun, păi și doamna, mai e ceva cum să face că surpriza veni de la copii și de la soț? Și dumneavoastră când suflarăți în lumânări în cei 41 demonstrați azi, vă gândirăți decât la domnul soț. E la, corect, doamna? Și la copii. La copii. La domnul soț în primul rând. Da, și la copii. La copii, la nepoței, la nurori, la fete, la gineri. Tita? Multă sănătate, mult, mult sănătate, fericire și să le dea Dumnezeu înțelegere, sănătate și lor și la copiilor și la nevestele lor și la fete și la ginere și la toți. Sănătate. Bun, păi și pentru domnul sos ceva? Și lui să-i dea Dumnezeu să trăiască 200 de ani. Și el și copiii și toți, toți. Bun. Și sunt și eu lângă ei. Doamnă, bănuții vin și plec. La mulți ani! Vă pup, vă iubesc. Perfect. 3, 2, 1 și e! Uitați melodia asta. O mamă poate simți supărarea la copii când
mă supără ceva. Prima simte mama mea. Nimeni pe lume nu ține mai mult ca mama la tine. Căci cuvântul când strici mama îți vindecă orice rană. Am o vorbă de când eram mic, ca mama mea nu e nimic. Orice rană poate vindeca, unde pune mâna ea, mamă bună, mamă dragă, mai ferit de foc și apă, te lăsa fără mâncare ca să-mi cumperi mie țoane. Să-mi cumperi mie țoare.